Francesca Amalia Bellantoni, Food Manager alla Ristorante Belli Siciliani. Domenico Bellantoni, mi occupo dei Belli Siciliani come chef. Sicilia è patria. Este țara mamă și atunci am dorit să reproducem în miniatură sau într-un loc mai restrâns ambientul sicilian. Pe lângă ingredientele pe care le-am adus ca să putem să reproducem în tocmai mâncarea pe care o avem. Deși eu am lucrat ca stewardesă și el a călătorit o viață întreagă cu avioanele, nu ne-am întâlnit niciodată făcând același traseu. Ne-am cunoscut în schimb într-un tren mergând spre Republica Moldova. La Romania è bella, mi piace come nazione perché ha una popolazione buona e ci sono tanti progressi in Romania. Specialitatea casei se numește gamberete zucchine. Il mangiare, a parte gamberette e zucchini, è tutto buono perché vengono dalla Sicilia. La Sicilia è magica. Perciò qualsiasi cosa che viene dalla Sicilia, fatta qui, è come se fosse la Sicilia. Ecco perché è buona. Un evenimento foarte, foarte important și cred că a fost singurul care m-a emoționat. A fost anul trecut când am fost premiază de către Regiunea Siciliană și când am fost acolo și n-am știut că voi fi și eu premiată, m-au chemat și pe mine, au spus și numele meu și eu m-am dus aproape plângând, spunându-le, dar eu nu sunt de origine siciliană, adică sunt pur și simplu româncă și mi-au spus nu, pentru noi e siciliană, este siciliancă adoptată, pentru că ai depus eforturi foarte mari și rezultatele sunt mai mult decât așteptate. Familia siciliană e tot. E tot, tot. Fără familie nu există, nu mergi înainte, nu ai un scop în viață. Pentru noi familia, noi n-am existat fără familie. Ora facciamo la pasta alla norma, mettiamo il pomodoro fresco in ebollizione, dopodiché mettiamo un po' di olio nella padella e alla fine mettiamo le melanzane tagliate a dadini, come ben vedete, che sono un pochettino più grossi del normale. Mettiamo la pasta, la facciamo abbastanza al dente e dopodiché gustiamo questa semplicità, perché è una semplicità ma è molto buona. Questa è la pasta alla norma, molto semplice, la semplicità perché deve avere molto gusto. Buon appetito!